Simona Radiș, una dintre cele mai valoroase sportive ale României din acest moment, a revenit de câteva zile în cantonamentul de la Snagov pentru a pregăti participarea la Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor. Între două antrenamente, sportiva în vârstă de 24 de ani a acceptat invitația echipei Steaua TV de a efectua o vizită în premieră la Muzeul Național de Istorie al României. Încântată de idee și fascinată de informațiile primite din partea ghidului, Simona a adus cu ea câteva dintre cele mai importante medalii cucerite de-a lungul anilor, pe care le-a așezat alături de impresionantele exponate din incinta tezaurului. Simona, ce impresie ți-a lăsat vizita la tezaurul din incinta Muzeului Național de Istorie al României? E prima dată când vizitez locul și tezaurul și mi-a plăcut foarte mult. Sunt piese unice, cu o istorie foarte bogată și e o plăcere să le privești. Care exponat te-a impresionat? Coroana reginei Maria, pe care aceasta a purtat-o la încoronare, și o cutie de bijuterii lucrat foarte frumos din informațiile pe care le-am aflat la Paris. Ai adus cu tine aici, în incinta muzeului, o parte dintre medalele câștigate de-a lungul anilor. Ai acceptat, fie și pentru o scurtă perioadă de timp, să le lași în custodia celor de aici, să le expui, să le vadă și alți oameni? Fără nicio problemă, știu că ar fi în siguranță și ar putea să fie observate de mulți oameni. În spatele fiecărei medalii există o poveste. Care este medalia care e cel mai aproape de sufletul tău? Cea mai importantă medalie a mea este cea câștigată la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aceea este cea mai aproape de suflet, dar țin să specific că fiecare își are locul special în inima și în sufletul meu, fiindcă toate au fost foarte muncite. Alături de Ancuța Bodnar, colega ta, sunteți neînvinse de 26 de curse. Cum e acest sentiment de invincibilitate? Noi ne bucurăm că am reușit această performanță. Ne dorim foarte mult să păstrăm această linie ascendentă până după Paris. Vrem să avem un întreg ciclu olimpic câștigat. Mulți mari campioni spun că e mai ușor să ajungi în vârf decât să te menții acolo. Cum e pentru tine? Cum reușești să te menții acolo sus? A fost foarte greu să ajungem și, într-adevăr, este mult, mult mai greu să rămânem. Cum o facem? Prin multă muncă zilnică, prin momente în care ne vine să renunțăm, dar nu o facem, iar dorința noastră și visul comun ne împinge și ne ajută să mergem mai departe și să luptăm cu tot ce avem. Nu e prima dată când amintești că îți vine acel gând în minte de a renunța. Încă îl mai ai? Sunt momente și perioade în viață în care, da, simți că nu mai poți și vrei să renunți. Este normal, dar important este ca noi să fim tari și să trecem peste ele, fiindcă doar așa reușim să devenim o versiune mai bună a noastră. Deși de pe margine a părut simplu, Simona ne-a mărturisit că a avut adversare pe măsură la campionatele mondiale de la Belgrad din această toamnă și se așteaptă la curse dificile și la Jocurile Olimpice de la Paris. Cum a fost mondialul de la Belgrad din această toamnă? Ai simțit o mai mare oponență din partea adversarilor față de ediția de 2022? A fost diferit, fiindcă în 2022 pentru noi se punea la bătaie prima noastră medalie de aur la un campionat mondial. Stresul era mare, așteptările mari, dar în acest an țin să spun că au fost emoții destul de mari, fiindcă adversarele noastre au evoluat foarte mult, au făcut un salt mare, fetele din Lituania și din America, un salt important, s-au mai apropiat de noi, nu suficient, dar clar trebuie să fim cu ochii pe ele. Ai revenit recent în cantonamente după o bine meritată vacanță. Cum reușești să te încarci din punct de vedere mental pentru un nou sezon? A fost o vacanță lungă, dar scurtă. A trecut foarte repede timpul, cum trece de obicei când sunt acasă. A fost totuși o vacanță în care am făcut foarte multe lucruri. Am călătorit mult și asta m-a bucurat. Am revenit destul de ușor în cantonament. Nu mi-a fost greu să fac drumul înapoi spre baza sportivă. Dimpotrivă, mă gândeam, abia aștept să încep antrenamentele, să slăbesc puțin, că m-am îngrășat puțin acasă. Și clar, cu un gând din ăsta amuzant, dar în același timp și cu gândirea că Jocurile Olimpice sunt aproape și trebuie să ne apucăm de treabă, devine mai ușor să faci pasul și să o iei de la capăt. Ai emoții în ceea ce privește cucerirea medalei de aur la Jocurile Olimpice de la Paris? Am emoții, dar nu în ceea ce privește cucerirea aurului. Am emoții fiindcă este o competiție importantă.
o competiție de la care noi ne dorim să plecăm cu cele mai frumoase amintiri și atunci clar este o mică presiune. Emoții am pozitive, nu negative, bine de spus. Nu știu dacă va fi aur sau o altă nuanță a medaliei. Cu siguranță va străluci, de acest lucru pot să vă asigur. Și de ce să fie una, să nu fie două?